Sunt în Gara de Nord, Timișoara, Gara viitoarei capitale culturale europene. Bună ziua! Știți cumva un loc de parcare unde aș putea să parchez mașina mea privată? Oprirea interzisă. Se pare că avem o problemă și că n-am mai dat dreptul să filmăm într-o gară publică din Timișoara. Dar nu trebuie să ne filmați pentru asta. De stație, de la infra și de la călători. Dumneavoastră mi-a cerut mie acordul ca să mă filmați. Chemați poliția. Dacă am încălcat vreun drept al cuiva. Deci, într-o instituție publică nu ai voie să filmezi decât cu acolo. Urmează o interacțiune plăcută, bănuiesc, cu domnii de la poliție. Bună ziua! Bună ziua! Alo! Bună ziua și fac îngurile sobe, sunt de la poliția de Timișoara. Să trăiți! N-am bună ziua! Primul lucru pe care îl constat este că nu am unde să parchez. Poate că nu m-am orientat destul de bine, dar în apropierea gării nu văd niciun loc de parcare. Direcția aia se vine dinspre centrul orașului, centrul Timișoarei, Gara de Nord fiind în partea primul lucru când vii din spatele ăla, ai avea tendința să crezi că aici, în partea dreaptă, ar putea fi o parcare în care să parchezi, în care poți să parchezi, nu știu, ai venit cu 10 minute mai repede, aștepți pe cineva de la gară sau de multe ori, de ce nu, poate te duci, pleci undeva și poți să-ți lași mașina pentru 3 ore, 4 ore, 5 ore undeva în gară, pleci cu trenul, să zicem, și când te întorci vrei să-ți iei mașina din parcare, nu? Adică, na, nu știu. Deci prima tendință este că ai putea să parchezi în partea dreaptă, când vii dinspre centru, ai putea parca în partea dreaptă. Haideți să vedem dacă există aceste parcări. Știi vreo parcare aici unde putem parca cu mașina? Aici era înainte cu plată, dar nu mai este. Altă parcă. Păi alea sunt de taxi acolo, nu? Peste drum? A, am înțeles. Ok. Perfect, mulțumesc. Deci toată această parcare este destinată persoanelor de la CFR, deci nu putem parca aici, da? Persoanele CFR. Nu se poate parca. Bună ziua! Știți cumva vreun loc de parcare unde aș putea să parchez mașina mea privată? Aici, în zonă? Nu știu, aici zonă. Nu, aparține de CFR. Aici aparține doar de CFR. Da. Și aici de poliție. Acestea două sunt doar ale noastre. Ale poliției. Da, în rest nu mai parchează. Dacă vedeți, este gol, nu mai parchează nimeni. Persoanele cu handicap. Am înțeles. Deci aici, în zonă, n-aș avea unde să parchez mașina. Da. Am înțeles. O cale de acces în cazul în care vii și aduci pe cineva la gară și pleci repede, da? Haideți să filmez această cale de acces ca să înțelegeți despre ce este vorba. Ce n-am filmat este acel semn, poate că este interzis și doar cu excepția taxii, da, hai să filmez, este un semn de circulație aici. Nu cunosc, nu știu ce spune acest semn de circulație. Deci este oprirea interzisă. După acest semn de circulație este oprirea interzisă. Acces pentru persoanele cu handicap. Există acces pentru persoanele cu handicap. Problema este cum vor ajunge persoanele cu handicap aici, la această rampă. Haideți să vedem accesul. Aceasta este rampa pentru persoanele cu handicap. Da? Pentru cei care au cărucioare, aceasta este rampa. Ceea ce nu înțeleg este cum ajunge aici, dacă ești o persoană care are un handicap locomotor, te deplasezi într-un căruț cu rotile. Cum poți ajunge aici? Hai să vedem. Așa cum am spus,
nu ai cale de acces cu mașina, să zicem că te aduce cineva cu mașina, cobori jos din mașină cu căruciorul și încerci să folosești rampa de acces pentru persoanele cu handicap. Hai să vedem de ce. O să încerc să filmez de jos, poate se vede mai bine, da? Aici este... Deci, teoretic, venind de pe drumul ăla, ar trebui să urci această bordură într-un scaun cu rotile. De obicei, să zicem așa, nu toate persoanele care sunt într-un scaun cu rotile vor să fie neapărat și însoțite de cineva și nici nu trebuie, da? Este o persoană care stă într-un scaun cu rotile, se poate deplasa singur. Doar că nu poate accesa această rampă de acces singur. N-are de unde coborâ, în primul rând. În primul rând, nu are de unde coborâ. Să zicem că va coborâ în drumul mare. Iar dacă coboară în drumul mare, ar putea să vină pe trecerea de pietoni. Aici este trecerea de pietoni. În cazul în care o persoană într-un scaun cu rotile vine din acea parte, vedeți bordura, dacă ar avea vreo posibilitate măcar să urce cu acel scaun cu rotile, să iasă de pe trecerea de pietoni din drumul mare. Hai să vedem. După care, să zicem, dacă reușește să treacă de acea bordură, va trebui să meargă mai departe, în care este o mică rampă. Și să zicem că se descurcă până aici. După care mai este o altă rampă aici să urce. Să meargă în partea dreaptă, după care să acceseze rampa pentru persoanele cu handicap. Foarte dificil, deci nu dificil, foarte dificil. I-am spus. Dacă îl aduce cineva cu mașina, va trebui să intre pe acea cale de acces în care avem semnul oprirea interzisă. Oprirea interzisă. Nu știu pentru ce este acea cale de acces din moment ce oprirea este interzisă în acel loc. Să întorci, nu știu ce să faci, nu știu pentru ce este. În fine, să zicem că reușește persoana cu handicap într-un scaun cu rotile să ajungă până la rampă și să urce sus. Hai să vedem ce găsește în gară. Asta este ce se vede în Timișoara, gara de nord. Gara principală din orașul Timișoara, viitoare capitală culturală europeană. Foarte tare. Și foarte puține oferte în gara de nord. Foarte puține. Tot ce se poate în gara de nord, dacă vrei să servești o mâncare, este acel fornet de acolo, unde eventual îți cumperi ceva de mâncare. Și cam asta este tot în interiorul gării de nord. Bună ziua! Sunt și informațiile tot aici sau doar bilete pot să cumpăr aici? Doar bilete. Doar bilete. Și informații unde pot întreba de o anumită rută? Da. Vreau să merg la Lugoș cu trenul. Plecarea să fie... Eu știu, în jur de ora 16-17. Astăzi sau mâine, nu pleacă la aceeași oră zilnic trenul. Sâmbătă sunt scoase. Mâine sau astăzi? Mâine, hai să zicem mâine. Nu neapărat pe dumneavoastră, filmez discuția mea cu un operator CFR. Bun, deci aș avea tren la ora 16-22, am văzut. Un tren personal mă interesează pentru că vreau să mai iau pe cineva din Topolovăț cu mine până la Lugoș și aș vrea să cumpăr bilet direct de aici și pentru cea de-a doua persoană.
16:22 pleacă din Timișoara, la ce peron? 6. Și la ce oră este în Topolovăț? 6. Vedeți, dacă filmez, nu mai trebuie să notez. 17:10. La 17:10 sunt în Topolovăț. Persoana, cea de-a doua persoană care vine cu mine din Topolovăț este într-un scaun cu rotile. Are posibilitatea să acceseze trenul din Topolovăț într-un scaun cu rotile? Poate să urce în tren? Este un, se poate face o cerere, dar numai din stația de plecare, nu din stația de parcurs și okay. Vă ajută, vă dă stația condiții să urci în tren, dar numai din stația de plecare, din parcurs. Ok, nu pot să anunț persoana aici la dumneavoastră, iar dumneavoastră să sunați sau eu știu ce, nu se poate, deci numai din stația de plecare. Și acolo, acolo îi oferă ajutor să urce în tren sau cum? De la noi, de aici dacă pleca, nu din parcurs. Am înțeles. Stația de parcurs, plecare e Timișoara. Am înțeles. Și ce fel de ajutor e de acolo? Ce îi face? Ce, îl urcă pe brațe sau aveți? Nu, oamenii care urcă între. Cu doi oameni care urcă. Cu scaun cu tot. Aveți un mecanism, ceva care îl urcă în tren sau cum se întâmplă? Că nu știți să-mi spuneți. Faceți o cerere înainte cu, cred că, un sfat de ore. Ok. Acolo. Aici, la spate și pe aminte, dacă îl urcă de aici. Nu, urcă din Topolovăț. Deci trebuie să sună acolo la Topolovăț și acolo să... Acolo nu. Numai de aici, dacă pleca. Păi nu, el lucrește în Topolovăț. Nu este? Nu poate să urce în tren? Că nu are cine, acolo nu e aici, pentru că iau personal în plus, dar acolo este integrat, știți, nu este, nu are. Deci el nu poate să urce din Topolovăț în tren. Într-un scaun cu rotile. Sau este măcar trenul prevăzut cu loc pentru acea persoană sau... Nu. Este. Numai că problema la urcare. Nu e peronul cumva la același nivel sau ceva. Bine, atunci o să iau legătura cu persoana respectivă și o să văd. Să... Aici mă face. Păi de ce să-l mai aduc aici? Că mai bine mă duc cu el la Buzia și unde am treabă decât să vin cu el aici ca să plec cu trenul. Și dacă l-aș aduce aici, de exemplu, există parcare unde poți să parchezi mașina în fața gării sau unde poți să parchezi mașina? Două parcări. Nu. Deci sunt două parcări. Să știți că nu sunt. Da? Ok. Nu parcare de mașină aici. Nu este parcare de mașină. Bună ziua, mă scuzați că... Cu ce vreau filmați? Stau de vorbă cu doamna. Aveți cumva votul în ce? Lăsați-mă, vă rog, să termin cu doamna. Parcare de mașină, vrea ea să vadă. Da, că nu-i voie, știți. Ce nu-i voie? Acum, acolo, acolo. A cui? În fine, ok, deci... Păi dar nu știu să le facă dacă sunt firme de pază. Bun, deci nu are posibilitatea din Topolova să se urce în mașină. În tren, vreau să zic. Ok, am înțeles. Bine, mulțumesc mult pentru informații și o zi bună vă doresc. Spuneți, domnul, mai doriți să vorbiți cu mine? Deci e drept. Am nevoie de un drept? Da, trebuie să fac o solicitare la... Se pare că avem o problemă și că n-am mai avea dreptul să filmăm într-o gară publică din Timișoara. Următorul oraș, capitală, culturală europeană, nu avem voie să filmăm într-o gară publică. Atenție mare! Solicitarea să meargă la Sorin să facă, mă înțelegi? Păi zic, nu știu, dar voi trebuie, șeful de stație de la voi trebuie să hotărăți, înțelegi? Și să să facă solicitarea, merge și face solicitarea șeful de stație de la Crădor și pe parcurs o să vă răspunde la solicitare. Dar nu trebuie să ne filmați pentru de asta. De ce vă deranjează atât de tare? Nu mă deranjează, este un loc în incinta unității. Așa este. Da? Și normal, dacă se filmează ceva, trebuie să aveți acceptul organelor competente de la noi, de la CNF. Adică? Haideți să vedem cine sunt. Haideți mai încolo, poate vrea cineva să cumpere un bilet. Eu v-am ce să discut cu noastră. Eu v-am explicat ce trebuie să faceți dacă doriți și aveți o problemă cu o persoană cu handicap. Ca să puteți urcați. Și șefulizația de la Călător, mergeți acolo, faceți solicitarea. În stația de urcare a persoanei respective. Eu v-am spus să mergeți la șefulizația de la Călători. Trenurile sunt ale...
Asta vă întreb. Șeful de stație de la Călător din Timișoara? Din Timișoara Nord. Faceți și o să primiți răspunsul de acolo. Ok. Unde îl găsesc pe șeful de stație? La biroul dânsului, pe peron, mergeți în față, este o clădire care este citere Călător. Haideți să vedem. Ok. Trebuie să mergem la șeful de stație de la CFR Călători, în care se face o cerere și teoretic ar trebui să se rezolve această problemă. Teoretic. Nu ați văzut din filmare că nu vrea să spună cine este șeful de la CFR Călători, unde îl găsesc, mergeți pe peron, căutați-l. Deci informațiile zero. Dacă ar fi trebuit să vorbim în limba engleză, în limba franceză sau într-o altă limbă, cred că ar fi fost dezastru. Nu pot să-mi dau seama unde poate fi șeful de stație de la Călători. Niciun fel de informații de pe aceste uși, eu nu-mi pot da seama unde găsesc pe șeful de stație. Vine o mișcare, bănuiesc că nu este șeful de stație de la Călători. Nimic, niciun fel de informație. Unde poate fi găsit acest șef de stație de la CFR Călători? Nimic. Gara de Nord Timișoara, principala gară din Timișoara. Viitoare capitală culturală europeană. Aceasta este poarta în care probabil străini din afara granițelor României. Cetățeni din afara granițelor României, din Uniunea Europeană, vor veni aici. Acesta este primul contact vizual cu Timișoara, capitală culturală europeană. Ați văzut ce tare claxonează locomotiva? Nu știu dacă are voie să facă așa ceva, dar asta este. Haideți să vedem prima imagine cu care se va întâlni turistul venit în vizită în Timișoara, în capitala culturală europeană. Aceasta este gara, acestea sunt trenurile, pe șeful de la mișcare, de la, cum a spus CFR Călători, nu-l găsim. Nu este niciunde, avem poliția, dar nu avem pe acest șef. Pe acest șef unde normal ar trebui să anunțăm. Unde normal ar trebui să anunțăm că o persoană cu handicap locomotor dorește să urce în tren. Cam așa arată trenurile și distanța dintre un peron și urcare. Foarte greu să-mi imaginez că o persoană într-un scaun cu rotile ar putea fi ajutată într-un fel să urce pe aceste trepte. În afară de un dispozitiv electric. Vedeți treptele și distanța care este dintre peron și scara de acces. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule. În cazul în care o persoană cu handicap vrea să urce în tren, cum vă descurcați cu el? O persoană într-un cărucior cu rotile. Cum? Ajutez să le urce în tren. Braț în brațe? Da. Mereu încet. Mereu și încet, domnii conductori îl ajută să urce în tren. Timișoara, capitala europeană. Mereuți, domnii le iau în brațe și urcă în tren. Vine să râd, bineînțeles, de această situație. Nu este inacceptabil așa ceva, să trăiești în Uniunea Europeană în 2021, iar conductorul de tren să spună că îl va urca mereuți în tren. Mereuți în tren.
sala de așteptare, clasa a doua. Sala de așteptare, clasa a întâi. Birou tehnic. Mai caut o dată pe domnul de la care poate să mă rezolve cu acest lucru. Haideți să vedem dacă este aici. Îl caut pe domnul unde trebuie să anunț pe persoana cu handicap, că vrea să... Adică nu este pe peronul 1, este în afara gării. Am înțeles, mulțumesc. Foarte deranjați, foarte, foarte deranjați când le pui întrebări la care eu sunt convins că domnii nu sunt de vină, dar nu înțeleg de ce sunt atât de deranjat, de deranjat de această chestie când pui niște întrebări firești. Mergi pe peronul 1, treci de o clădire albă, vine o clădire neagră. Turiștii care vor veni în Timișoara vor fi foarte încântați de acest câini, top, foarte tari. Pentru că lor le place să se joace cu câinii. Salut! Haideți să vedem unde este clădirea albă. Probabil că aceasta este clădirea albă. Cred că trebuie să trecem de poștă. Foarte greu să te descurci. Imaginează-ți că vine un străin din Anglia care este într-un scaun cu rotile și trebuie să ia legătura cu șeful de la CFR Călători. Trebuie să ia legătura cu șeful de la CFR Călători pentru a-și anunța dorința de a călători cu trenul într-un scaun cu rotile. Mai doarme lumea și prin gara, nu? Cred că acolo în față este, am să întorc camera pentru a filma. În cazul în care persoana cu handicap ajunge până aici, are totuși o rampă de acces. Cine vă dă voie? Încă o dată. Nimeni. Trebuie să-mi dea voie cineva? Da. Cine? Șeful de stație, de la infra și de la călători. Să filmez aici pe peron? Da, și persoanele. Dar de ce trebuie să-mi dea voie? Este o gară privată, este da. O gară... Dumneavoastră mi-ați cerut mie acordul ca să mă filmați? Nu, dar nu vorbeam cu dumneavoastră, ați început dintr-o dată. Dar m-ați prins în obiectiv. Da. De ce? Pentru că ați intrat cu mine în discuție, eu nu v-am întrebat absolut nimic. Nu am intrat, dar înainte de a intra, dumneavoastră m-ați filmat. Așa este. Bine. Chemați poliția. Dacă am încălcat vreun drept al cuiva. Da, ați încălcat. Chemați poliția, de ce nu chemați? Deci într-o instituție publică nu ai voie să filmezi decât cu acord. Vă rog să ascultați din nou, instituție publică. Deci, oameni buni, instituția publică este publică, este a tuturor. Este publică. Este inadmisibil ca în 2021 să spui într-o instituție publică nu poți să filmezi. Este incredibil cât de slab pregătiți poate să fie unii oameni, dar nu are importanță. Dacă persoana cu handicap ajunge cumva până aici, are totuși posibilitatea să meargă la șeful de la CFR Călători și să vorbească cu el, să-l întrebe, domnule, cum o sui într-un tren? Ceea ce e bine, ceea ce e ok. Haideți să vedem ce ne spune șeful de la CFR Călători. Primul lucru care ne va spune este că n-avem voie să filmăm. Este foarte important să nu filmăm. Hai să vedem ce ne zice. Bună ziua, doamna de la CFR Călători. Sunteți șefa? Nu. Bine. Pot să vorbesc și eu cu șeful de la CFR Călători? Șeful de gara CFR Călătorii de la 7 până la 15:30. În cazul în care ne încadrăm în acest program, cum putem să anunțăm o persoană cu handicap care vrea să călătorească cu trenul? Că am înțeles că trebuie să o anunțăm aici. Când vrea să călătorească? Este pe site-ul CFR Călători, este formular anume pentru persoanele cu legea 448 care îl descărcați și îl completați. Da, așa mi s-a spus din gar. De ore înainte, mâine ora 16:22 de la Topolovăț vrea să urce să meargă cu mine la Buzăr. Da. Intrați pe site, vedeți acolo. Deci aici acum în momentul ăsta nu se poate. Nu. Am înțeles. Atât a fost, toată informația pe care mi-o puteți da. Foarte speriați oamenii de camerele de luat vedere, nu înțeleg de ce. Da, dar ca să filmați și ăsta vă trebuie acordul societății.
Bine, dar nu trebuie să fii supărată, puteți să spuneți frumos. Aceasta este primirea Gara de Nord. Stație de călători. Stație de călători. Ați văzut cum mi se închide ușa în nas, că vrem să anunțăm o persoană cu handicap. Vă imaginați aceste lucruri? Vă imaginați cât de supărată a fost doamna că am venit să o întreb unde pot anunța o persoană cu handicap care dorește să călătorească cu trenul? Foarte supărată. Dacă n-ai reușit să o anunți până ora 15:30, nu mai ai nicio șansă să o faci. Nu mai ai nicio șansă să o faci. Cum o va face cetățeanul străin care vine din Franța, din Belgia, din Finlanda? Cum se va descurca el să-și anunțe dorința de a călători cu un tren pe ruta Topolovăț-Buziaș? Cum? Ar trebui să vedem aici niște măsuri pentru, nu se știe pentru ce, pentru că acest anunț nu-l putem citi deoarece este acoperit de semnul fumatul interzis. Nu putem citi acest anunț, deși este un anunț, să zicem, de interes public. Nu se poate citi, nu poate fi citit. Foarte tare, foarte frumos. Hai să mai vedem o dată Gara de Nord din Timișoara. Adevărat, aici pe tronul Dării este biroul șefului de stație. Aha, am înțeles. Am o teamă probabil exagerată de câini. Chiar mi-e teamă să trec în acest moment și nu fac mișto. Mi-e teamă de acest câine să trec pe lângă el, de aceea voi folosi cealaltă parte. Eu am carte de identitate, dacă vă ajută. Vă ajută cu ceva cartea de identitate? Sau doar buletinul?